Alături de noi în această seară este o prietenă a noastră, Gabriela Vlășceanu, conferențiar, doctor, cercetător. Bine ai revenit, draga mea! Bine v-am regăsit! Draga mea, în această seară vreau să continuăm ce am povestit încă săptămâna trecută legat de post. Hai să aprofundăm acest subiect. Ce reprezintă postul? O purificare, o perioadă în care pe toate cele trei niveluri din sfânta relație de tridimensionalitate, trup, minte, suflet. Încercăm să ne întoarcem către forța vitală primordială. Dacă în emisiunea precedentă am vorbit de și am insistat mai mult pe partea de purificare spirituală, mă gândeam, apropo de devoalarea anumitor secrete, de data asta profesionale, poate o să reușim să povestim în planul fizic și din mediul înconjurător ce am putea face ca să obținem această purificare atât de necesară. Absolut, dacă corpul prezintă fizic, interes propunerea mea. Fără doar și poate îți mulțumim pentru ideea minunată pe care o ai, căci corpul fizic este primul care ne arată că ceva nu este în regulă. Corpul fizic trebuie ajutat ca să ascensionăm, să creștem, să dinamizăm activitatea de zi cu zi altfel, într-o manieră mult mai potrivită fiecăruia dintre noi. Da. De aceea, din zona aceasta a terapiilor complementare, pe care mi-am dorit foarte mult să o prezint cât se poate în limita timpului disponibil, am zis să selectez 2-3 tipuri de terapii care ne-ar putea ajuta pe noi în acest proces de purificare. Sunt foarte multe terapii complementare. Uite, lansez o altă provocare înainte de a trece la cele pe care deja le-ai anunțat, partea de fitoterapie, partea de aromaterapie. Ai întâlnit termenul de hirudoterapie? Nu. Chiar e ceva nou? Ai întâlnit termenul de moxobuxie? Nici atât. Deși îmi spuneai că ești o pasionată de tot ce ține de foc. Ei bine, chiar moxobuxia sunt. Presupune arderea diferitelor tipuri de materiale cu diferite texturi și terapeutic poți beneficia atât de căldura degajată local, vezi durerile reumatismale articulare, cât și de pe partea respiratorie, deci inhalarea anumitor gaze care rezultă din ardere. Ei, cu hirudoterapia, cum este? Ceva care sună într-un mare fel, dar nici măcar intuitiv, așa, n-am nicio cărare, nicio linie. O să te ajut dându-ți o informație științifică. Hirudina, de unde vine și numele, ceea ce a generat numele acestei terapii, este o substanță pe care o secretă lipitorile. Wow. Și vechii noștri spițeri, nu se numeau farmaciști înainte, aveau pe teșghea un borcan cu lipitori care se... Și ce făceau? Ce făceau cu lipitorile, deci, din borcane? Este foarte interesant. Ele singure efectiv sesizează în ce zonă este un dezechilibru, un blocaj. Blocajul, dar să nu aparte partea subtilă cu energia, blocajul fizic presupune că acolo este un sânge care stagnează, deci nu mai circulă sau circulă foarte greu, ca urmare nu mai are parametrii de circulator de viscozitate optim și de asemenea se încarcă cu foarte multe toxine care nu mai pot să circule, exact, să fie eliminate. Bun. Ca și pisicuțele, aceste lipitori ne sunt foarte utile pentru că simt zonele acestea în care există acumulare de toxine, acest sânge care nu mai este de folos, da, și se prind exact în zona respectivă, acolo unde este blocajul circulator. Okay. S-a prins lipitoarea, da, în zona în care momentul am blocaj. În momentul în care se prinde, secretă la reflex această hirudină, care are dublu rol. Este și un anestezic, deci nu ne doare momentul în care lipitoarea aderă la epiderma noastră și de asemenea este un foarte bun antibacterian. Deci nici nu vom rămâne cu o complicație, cu o suprainfectare după ce ele se... Rămânem cu semne? Nu rămânem cu semne. Ele vor absorbi, vor extrage strict
numai cantitatea aceea de, de sânge toxic, după care se despeit. Wow, mulțumim! Iată că în seara aceasta vorbim de mult mai multe tipuri de terapii complementare, nu numai despre apifitoterapie. Draga mea, ce înseamnă pentru tine apifitoterapia? Știi, nici n-aș fi tentată să fiu atât de tranșantă în a le defini, pentru că ele sunt intrinseci. De exemplu, dacă mi-ai cere o exprimare, o definire mai completă, aș spune apifitoaromaterapie. Sunt mulți specialiști care în grupul mare al terapiilor de tip fito includ și gemoterapia, includ și homeopatia. Deci sunt foarte, foarte multe valențe ale posibilității de utilizare a compoziției, de valorificare a compoziției chimice a unei plante, ca să nu mai zic de minunile stupului. Da, sunt după cum bine știu, un mare fan al apifitoterapiei și mai ales partea asta de apiterapie. Mi-a plăcut în mod deosebit și eu am experimentat-o de mai multe ori și pentru mine a avut rezultate frumoase. Avem o tradiție. Poate așa, venim puțin mai în momentele actuale, o spun cu mândrie sau și o reamintesc multora dintre români, că primul președinte al Apimondiei, Asociația Internațională a Apicultorilor, a fost profesorul Harnaș, care a activat, a profesat în România și pentru valoarea dânsului ca personalitate, ca om, dar și profesionist, cei de la Apimondia au considerat că pot să modifice statutul acestei organizații internaționale, care presupunea inițial posibilitatea unui mandat de 4 ani ca președinte, și profesorului Harnaș i s-a oferit onoarea de a fi președinte toată viața. Iată cum istoria ne urmărește. Exact. Mai avem o frumoasă tradiție legată tot de țara noastră, dar înainte de a o puncta, aș vrea să te întreb de formație profesională. Eu tot îmi întreg elevii, acum pentru mine ești în Da, doamna profesor! Oare câte, nu care, câte produse ale stupului crezi că putem folosi? Am câte ori exista? Wow. 5, 10, mai mult, mai puțin de 10, eu știu. Cred că mai mult de 10. Mai mult. Încerci așa să mi le listez? Mai simt ca la școală, oare ce notă voi primi? Nu. Păi este ceara, este mierea, este popularul, îi spunem, veninul de la albine. Veninul de albine, da. N-aș ști să-ți spun termenul. Nu, chiar așa îi se spune, venin. Deci avem deja 3. Da. Ceara, stupul, veninul, mierea, polenul, un polen fermentat care se numește păstură. Da, păstura. Veninul deja l-ai amintit. Lăptișorul de matcă. Știi, îi se spune impropriu de matcă. De fapt, este un produs de albinele doici și se numește așa pentru că este destinat special mătcii. Toate larvele sunt hrănite în primele 2-3 zile de la eclozare cu un amestec de miere cu acest lăptișor de matcă, după care doar regina toată viața va primi acest aport nutrițional. Deci îți dai seama ce valoros este acest lăptișor de matcă. Eu spun lăptișor pentru matcă. Dar mai avem produse ale stupului. Ajută-mă și continuă această descriere. Unul mai convențional și pe urmă voi trece pe cele neconvenționale ar fi apilar Nilu. Ai întâlnit produsul acesta apicol? Am citit despre el, l-am găsit este în online. Este legat tot de istoricul apiculturii și după aceea apiterapiei în România. Dacă l-am scrie ca acronim, dacă l-am scrie așa pe verticală, am putea să separăm în mai multe silabe această denumire. Hai de să le separăm. Apilarnil. Api de la partea apicolă, lar de la larvă și o să explic de ce, și pe urmă Nilu provine de la inițialele prenumelui și numelui inventatorului român Nicolae Ilișiu. De ce am spus că voi explica imediat acea silabă de lar din acronim, deoarece apilarnil înseamnă larvă de trântor de ziua 6. O să zici de ce de trântor, de ce de ziua 6, de nici nu a 5-a și nu a 7-a, nu? Explicația este științifică, este logică.
și este foarte valoroasă. Până în ziua a șasea nu se face diferențierea celulară. Ca urmare, acolo avem celule STEM. Cred că toată lumea acum știe ce înseamnă celulă STEM. Celula STEM, este o celulă care, în momentul în care este transplantată, ajunge la nivelul unui organ cu un deficit. Ea începe sau împrumută, imită imediat funcțiile, implicit rolul celulelor de la nivelul organului respectiv și reprezintă o sursă valoroasă de regenerare a organului respectiv și de reechilibrare. Ce afecțiuni putem trata? Vorbim despre apilarin sau despre produsele despre stupului? Despre apilarin. Este așa o zonă frumoasă discuția despre apiterapie, încât parcă n-aș vrea să intru în patologii foarte grave. El intră în toate amestecurile tip cocktail apicol de imunitate. Pentru bărbați, femei, copii. Stai, spune-ne ce înseamnă acest cocktail. Imediat, dar voiam să spun că apilarnilul mai este recomandat în ceva deosebit. Asta vreau să ne spui. Pentru potență. Pentru apetit sexual, pentru fertilitate. Dragilor, vreți copii? Vreți să vă bucurați de o viață armonioasă? Avem o soluție. Bun, printre apicultori și apiterapeuți circulă și o glumiță. Îndulcește-i cafeaua dimineața soțului cu un produs apicol. Dacă vrei să ai băieți, pune apilarin. Dacă vrei să ai fetițe, pune lăptișor de marcă. Apropo de e doar o glumă? Sau are? Să știi că este așa, undeva la jumătate. Eu glumim, cred glumim, că dar un fum fără foc nu iese. Exact, și uite, așa ți-am explicat și din aproape în aproape că se pot combina produsele apicole cu rezultate fantastice, pentru că prin compoziția chimică a fiecăruia în parte sunt valoroase, mai ales aduse împreună nu este numai o aditivare de efecte benefice, e o potențare, e o stimulare a acestor efecte. Ca să nu mai zicem savoarea, parfumul, produsele apicole sunt atât de parfumate pentru că în spate se regăsesc grăuncioarele de polen, uleiurile aromatice. Au acel gust dulce. Te întoarce către tine, te întoarce către inimă. Uneori, să știi că am tendința să asociez starea pe care o am și gustul pe care l-am în gură când sunt în spațiul inimii cu gustul ăsta al mierii. Da, este interesant asocierea. Uneori... Deci niciodată nu uiți legătura pe tridimensionalitatea trup, minte, suflet, tot timpul ai corelațiile acestea. Da, e foarte interesantă importantă pentru mine abordarea asta și în general spun ori de câte ori am ocazia să o spun că asta este, poate fi una dintre soluții, să abordăm ca un întreg, holistic totul, să nu luăm pe bucățele. Exact cum spuneam în timpul emisiunii precedente. Lumea plantelor așa și trebuie abordată. Aminteam de acel fitocomplex, acolo este forța vitală. Nu trebuie să separăm pe componente, pentru că distrugem viul. Explică-ne cu cuvinte simple, să înțelegem și noi ce înseamnă să nu amestecăm, ce înseamnă viul din plantă, cum putem aduce în corpul nostru acea esență vie din plantă. Deci ai folosit cuvântul esență, care te duce imediat cu gândul la concentrare. Asta era ideea. Aducem un amestec de mai mulți compuși toți valoroși decât să îi izolăm și să îi creștem cantitatea. Deci prefer să mănânc un măr decât să încerc să extrag nu știu ce principiu activ foarte util din coajă sau din sâmbure, dacă m-am făcut înțeleasă. Da, mulțumim. Deci vine cu toate elementele beneficiile. Acestea, da. Ce părere ai? Ce cazuistică ai citit, ai văzut, ai auzit sau ți-a venit așa în câmpul tău informațional cu privire la aceste vindecări miraculoase care s-au produs prin apifitoterapie? Încă o dată, miraculosul este undeva ridicat pe pedestal doar pentru că este neștiință, neînțelegerea fenomenelor. Ajută-ne să înțelegem fenomenele. Atâta timp cât ești conștient de ce principii active sunt în fiecare plantă și în fiecare produs apicol,
explicația este foarte logică, este foarte simplă. De ce ai beneficiile consumului unei plante, a unui fruct, a unui produs apicol. Și mai ales insist pe amestecul lor, deci pe combinare. Ți-a plăcut mult ideea cu cocktailurile apicole? Da, povestește-ne și despre ele. Da, ele pot fi bazate doar pe combinații, pe rețete, amestecuri în diferite proporții, strict de produsele apicole, dar pot fi la fel îmbunătățite și prin adaus de plante, de fructe. Și deja intrăm din zona, să zicem, alimentară, facem baleajul către zona terapeutică discutând de aliment funcțional. Este un aliment care, dincolo de valoarea nutritivă, ți aduce și beneficiul terapeutic. Asta este definiția alimentului funcțional. Oare, așa cum dacii foloseau această forță vitală prin tot ce înseamnă zona asta de apicol, noi cum am putea astăzi să facem o obișnuință în viața noastră? Bineînțeles, pe valențele de astăzi, căci inovația e la cote înalte. În primul rând, mie ca farmacist îmi place să spun că terapiile complementare din zona aceasta apifito reprezintă farmacia din bucătăria noastră. Wow. Ca să fac și legătura între partea de nutriție dietetică și partea terapeutică. De ce spun lucrul acesta? Și o să încep cu condimentele. Deci, dincolo de aromele deosebite pe care le oferă unuia dintre preparatele noastre, aceste condimente în sine sunt valoroase din punct de vedere terapeutic. Haideți să ne gândim numai la banalul, chimen, de exemplu, și fenicul pentru colicile la copii de 2-3 luni. Da? Până își fac ei propriul sistem, își îmbunătățesc propriul sistem digestiv. Sau nu cred că există român care n-a folosit măcar o dată un ceai de mentă pentru problemele digestive. Sau un ceai de muncețel ca sterilizare, dezinfectant, nu? Deci astea sunt argumentele mele de ce consider că partea de bucătărie reprezintă o adevărată farmacie verde din punctul acesta de vedere. Și adăugăm și produsele apicole. Eu obișnuiesc să fiu foarte practică și de câte ori povestesc cu elevii, cu studenții mei, încerc să le dau și mici sfaturi familiare, așa, ca de pentru la... viața de zi cu zi. Exact. De exemplu, le spun, atenție, când suntem la partea de fitoterapie și studiem metode de extracție, că sunt prin macerare, că sunt prin infuzare, că sunt prin decoct, ajungem la prepararea ceaiului în bucătărie, da? Și ei știu. Cum preparăm un ceai? Cum îl preparăm corect? Funcție de partea de plantă pe care o folosim. Dacă vrem să facem un ceai din părți mai fine, mai sensibile de plantă, adică floare, frunză, mugure sau partea aeriană, care se numește herba, atunci este suficient dacă facem o infuzare, adică avem separat apa pe care o aducem la 100 de grade de Celsius, care înseamnă fierbere, după aceea aducem partea de plantă și acoperim recipientul respectiv câteva minute, nu foarte mult, 3-5 minute sunt suficiente ca să infuzeze, ca să extragă prin căldură principiile active. Dacă în schimb vrem să preparăm un ceai din scoarță, de exemplu, dintr-un rizom, ceva care deja este puțin mai dur, atunci avem nevoie să fierbem, să vină în contact partea noastră de plantă cu solventul care este apa, să vină în contact mult mai mult timp. Deci de aceea un decoct se prepară în 5, 10, poate 15 minute și la fel cu temperatură foarte, foarte ridicată. Deci uite așa, nu este greșit nici așa, nici așa, doar că trebuie să ne gândim ce vrem să extragem. Există diferite păreri, opinii. Am tot citit în spațiul online cu privire la următorul aspect. Este sănătoasă mierea dacă o amestecăm cu această apă fierbinte? Devine toxică sau nu?
Deci, răspunsul, știu, este foarte simplu, este interesant. Hai să ne gândim ce înseamnă mierea. Mierea înseamnă un produs extrem de valoros pentru că este și aliment și medicament. De ce? Este un aliment viu, este extrem de bogată în vitamine și enzime. Aceste structuri, atât de utile organismului pentru a-și menține starea de sănătate, sunt foarte sensibile. Eu le spun studenților mei și elevilor mei, bun, dacă nu v-ați dezobișnuit să beți îndulcit un anumit lichid care te energizează dimineața, ceaiul sau cafeaua, atunci măcar, în primul rând, nu îl îndulciți cu zahăr, o travă albă din zahărul rafinat. Pe care îl putem înlocui cu ce? Cu miere. Dar cum? O miere care trebuie adusă undeva la câteva minute după ce ai pus în ceșcuța respectivă ceaiul sau cafeaua. De ce? Pentru că trebuie să așteptăm să coboare puțin temperatura acelui conținut lichid undeva spre un 40-45 de grade. Dacă aducem mai devreme lingurița noastră de miere ca să îndulcim un ceai, nu va deveni toxică, dar este păcat pentru că din acel aliment, medicament minune, nu-i vom reduce proprietățile decât la un simplu îndulcitor. Am înțeles. E bine că oricum nu devine enzimele toxică. Nu în condițiile acestea, dar este păcat să nu... Să ne bucurăm de toate proprietățile. Exact, să nu ne bucurăm de aceste lucruri. Gabriela, mi-a venit așa o idee, să te întreb. Cum e potrivit să păstrăm mierea? În frigider, la o temperatură caldă, într-un loc umbros, întunecos sau luminos? Se poate păstra la temperatura camerei, dar nu expusă la lumină, tocmai datorită sensibilității enzimelor și vitaminelor. Pentru că mi-ai ridicat la fileu mingea cu subiectul acesta, aș vrea să spun că în România consumatorul este destul de interesant ca și mod de, ca și preferință pentru consumul mierii. Nu știu de ce suntem obișnuiți cu ideea că dacă mierea este cristalizată, atenție, nu zaharisită, zaharisită zice bunica acasă, cristalizată, nu zaharisită, dacă mierea este cristalizată, este veche și trebuie aruncată. Sau preferințele consumatorului român sunt către mierea cât mai fluidă. În primul rând, aș răspunde așa, etapă cu etapă. Mierea cristalizată nu este o miere veche. Din punctul meu de vedere, că sunt foarte amator de a mânca o tartină cu unt pe care să pun puțină miere, mie mi se pare mai ușor tartinabilă mierea ușor cristalizată decât mierea care se încurcă pe toate părțile. Cea fluidă. Se încurcă pe toate părțile. Mă rog, cine dorește și o poate decristaliza. Dar aici am vrut să ajung. Cum o poate decristaliza? Decristalizarea aceasta trebuie făcută într-un mod foarte atent și nebrutal. Nu ne apucăm să topim mierea efectiv, ci o punem fie pe o baie de apă la fierbere, deci aburul acela va topi încet, va decristaliza mierea, sau undeva la o sursă nu foarte în apropierea unei surse nu foarte puternice de temperatură. Exact pe aceeași idee de a nu depăși 40-45 de grade Celsius ca să nu distrugem partea enzimatică și de vitamine din compoziția mierii. Știi, mă gândeam că am tot vorbit de ceai, dar dimineața noi mai bem și cafea, nu? Da. Bun. Poate fi o combinație sănătoasă? Poate fi o combinație. De ce? Pentru că există foarte multe sortimente de miere. Uite, am să încerc să-ți enumăr câteva, numai specifice și raportat florei noastre indigene, da. Și undeva poate și în ordinea de înflorire a plantelor respective. Aș începe cu o miere de rapiță, pe urmă o miere de tei. Cred că urmează, nu, prima poziție aș pune mierea de salcâm, reiau. Salcâmul, rapița, teiul, am ajuns undeva deja spre lunile iunie, iulie, august, deci aș pune o miere de floarea soarelui și ajungem, trecând prin polifloră, miere de fâneață și așa mai departe și specialități, aș ajunge undeva spre finalul anului apicol care e
final de lună august și început de lună septembrie, în care apicultorii pleacă în pastorală, adică își iau din stupina din curte, din staționar câțiva stup și duc către liziera pădurii. Preferință pădure de conifere și de... de conifere și de foioase, dar mai mult de conifere. Ei, albinuțele noastre trebuie să găsească sursa dulce. Cum am zis, final de august, început de septembrie, deja multe plante nu mai sunt înflorite și atunci sursa de dulce a albinuțelor noastre, care se regăsesc în stupii de la liziera pădurii, este către ramurile copacilor, unde trăiesc niște insecte, se numesc afide, cred că le știți, sunt ca niște futurași mici, transparenți, așa cu niște aripioare foarte finuțe, potentă verzuie. Aceste afide se hrănesc cu frunzele acestor copaci sau cu acele, dacă vorbim de conifere. Ce este interesant însă, nu au sistemul digestiv adaptat în așa fel să digere tot. Și ceea ce excretă este de fapt un lichid foarte concentrat în zahăr. Albinuțele noastre, exact la concentratele acelea dulci, vin și le extrag, le prelucrează pe urmă. Și, Doamne, ce frumos este și ce minunat este când înțelegem procesul în sine. Și ce este interesant, în acea, pe lângă concentrarea aceea de dulce, avem și substanțe minerale foarte multe. De aceea mierea de mană este ca un caramel. Iar am înghițit în sec. Da, delicioasă. Draga mea, așa că, din păcate, din nou, și în această seară ne apropiem cu copaș rapid de finalul emisiunii, deși în lista din mintea mea mai aveam încă minim 20-30 de întrebări pentru tine în această seară. Aș vrea să ne dai niște recomandări cu privire la apifitoterapia. Cum să integrăm această ramură în viața noastră de zi cu zi? Spre prevenție, spre vindecare. În primul rând, raportat și la ce spuneam în emisiunea precedentă când povesteam de partea de post, trebuie să facem o purificare și spirituală, trebuie să facem și o purificare a mediului ambiental. Suntem de câteva zile în prima lună de toamnă, trebuie să ne pregătim și pentru sezonul rece, da, și pentru iarnă. Ceea ce recomand este ceea ce fac și eu. În sensul că nu-mi lipsesc anumite aromatizoare în casă. Sunt acele lămpițe clasice, dacă vrei, pentru că să nu se facă o investiție foarte mare ca și cost, în care ai o sursă de căldură și într-o cantitate foarte mică de apă pui câteva picături, una, două, din două, trei maxim, uleiuri volatile. Ce ne recomanzi? Ce folosești? Depinde și cu ce ești compatibil, depinde dacă ești răcit sau dacă vrei să te liniștești, poți pune lavandă cu un amestec cu un pin, dacă vrei mai aromatizant e portocala, dar să știi că ne-ar trebui 10 emisiuni numai să povestim de aromaterapie. Ce mai am? Am un propolizator. Este așa frumos ca design, ca o albinuță. Are niște mici dispozitive în care pun propolis. Funcționează puțin cam pe principiul aparatului contrațânțarilor. Se pune în priză, temperatura nu e foarte mare, dar este suficientă ca peste noapte pastiluța aceea de propolis să vaporizeze. Și dimineața este fantastică. Senzația de odihnă cu care te trezești și starea ta de sănătate. Dacă vrei, mai putem lua și pe urmă și pe lacurile Băbești. Este valabilă și varianta cu ceapa curățată și pusă jumătate. Povestea asta, oricum nu se va încheia aici, căci despre aceste lacuri Băbești vom discuta, îți promit, într-o altă ediție și vă promit și vouă că vom veni cu multe lămuriri asupra ceea ce a fost și este istoria noastră, în ce manieră au folosit dacii aceste plante, mierea de albine, și cum și în ce ritualuri foloseau toate lucrurile astea înspre progres, înspre evoluție și înspre o viață sănătoasă. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Îți mulțumesc, Gabriela, și încă o dată sper că v-am adus
acele răspunsuri pe care le căutați. Vă invit în același timp să-mi comunicați în pagina de Facebook ce întrebări aveți, ce subiecte vă interesează, ce propunere aveți pentru următoarele abordări. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc încă o dată. Seară minunată!